La sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat s-a înregistrat un procent de promovabilitate de 25,62%. În județul Călăraș, în cele 7 centre de examen, s-au înscris 637 de candidați în vederea susținerii probelor din a doua sesiune a examenului național de bacalaureat. În urma afișării primelor rezultate s-au înregistrat 156 de contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 5 septembrie. Ce rezultate s-au obținut la a doua sesiune a bacalaureatului? La a doua sesiune a bacalaureatului, în județul Cărăraș, rata de promovare a fost 25,62%. Din totalul candidaților promovați 137, 77 de candidați fac parte din promoția curentă și 57 de candidați din promoția anterioară. Rata de succes pentru promoția curentă este de 25,75%, iar în cazul promoțiilor anterioare 25,45%. Absenți au existat? Au existat, dar la probele scrise s-au prezentat 523 de candidați din cei 637 înscriși. Și am avut și un candidat eliminat pentru fraudă, care nu se va mai putea scrie în următoarele două sesiuni. Elevi cu probleme de sănătate, temperatură? Nu s-a înregistrat niciun astfel de incident, de problemă, nu am. S-a încheiat perioada de depunere a contestațiilor. Câte au fost depuse? Contestațiile au fost depuse atât în format fizic cât și în format electronic. Până aseară la ora 20, în județul nostru au fost în total 156 de contestații. Rezultatele finale când vor fi afișate? Rezultatele finale vor fi comunicate sâmbătă 5 septembrie.